Spectacole, Ghebotul de Mrojek, Hamlet de Shakespeare, Falstaff de Puccini, Șchiopul de Daneliuc, Trei surori și pescărușul Cehov, Tartuf. Asta nu este, nu face parte de asta, de la pescărușul Tartuf Molier, Între două femei de Marivaux, Scandal la opera de Ken Ludwig, Pergin de Ibsen, Șase personaje în căutarea unui autor de Luigi Pirandello, Romulus cel Mare și Vidita Bătrânei Doamne de Dürrenmatt, Cel care primește palme de Andreev, Sara Bernard de Murel, Elisabeta Dariofo, Zăpezile de altă dată Dumitru Solomon, Micul Prinț Saint-Exupéry, Micul Infern Ștefănescu, O zi de vară Mrojek, și așa mai departe. Premii. La festivalurile de la Iași, Satu Mare, Baia Mare, Brașov, în Ungaria la Kisvárdó, turnee cu spectacole la care a lucrat Ungaria, Austria, Suedia, Canada, Franța, Elveția. Deci iată o activitate, o parte din activitate. Pentru mine, practic atunci nu exista parte financiară. Lucrai din dragoste pentru artă. Partea financiară era minimală. De exemplu, când am lucrat cu maestrul Horong, a durat proiectul destul de mult, câteva luni, că așa se lucra pe vremuri. La sfârșit a trebuit să pun din salariul de la Turda ca să pot finaliza proiectul de la Cluj. Dar bucuria de a te întâlni cu oameni, cu actori extraordinari, la Teatrul Maghiar din Cluj, de exemplu, s-a dat pauză. A dat pauză Horog. Și la un moment dat, la microfon, se aude că trebuie să intru în scenă. Aveam sandwich-ul în mână. Și a făcut o pauză imensă. Cum era posibil să intru cu un sandwich în mână? Deci era cum ai murdări scena. Deci, odată că era un respect extraordinar față de actul artistic, față de clădirea în care se desfășura acest act artistic. Dar cel mai mult, la început de carieră, am avut de învățat de la Aureliu Manea, care mi-a definitivat cariera mea artistică. Și în câteva cuvinte. Zic eu, cum adică eu nu știu cum se citește un text. Eu nu știu, n-am idei. Zice, trebuie să știi să citești printre rânduri. Deci aici se refera, de fapt, la emanația textului. La esența, de fapt, care nu găseai în cuvintele scrise, ci printre rânduri. Al doilea lucru ce mi-a zis, foarte important, a zis, nu citi critica. A fost pentru mine, într-adevăr, n-am citit critica, mi se punea ziarul mână, mă citește că e bine ce se scrie, nu mă interesează. Așa mi-a zis Rica, eu așa, acest lucru respect. Și, într-adevăr, am rămas fidel celor spuse de el. La un moment dat aveam dubii, pot să fac eu cariera asta? Pentru că am terminat artele plastice, dar n-am terminat secția de scenografie. Deci, practic, a trebuit să învăț. Absolut totul trebuia învățat. Și am întrebat, Marică, eu să pot să fac teatru? Zice, sigur că da, dar zic, de ce ești așa de sigur? Pentru că îți place să te joci. Deci, jocul era un lucru, cum să zic, serios luat. Deci, acest joc nu era un superflu că ne jucăm cu idei, nu. Acest joc era un joc interior de aprofundare care de multe ori îți dădea nopți nedormite. Ce pot să vă zic? Această meserie a cerut mult, mult sacrificiu. Deci nu poți
să împaci și una cu meseria asta. Familia, practic, a fost neglijată. Pentru mine, și pot să-i aduc mulțumiri copiilor mei care m-au înțeles și au fost alături de mine. Că e mult, adică să lipsești de multe ori câte o lună, două, numai prin telefon comunicam, deci nu era un lucru ușor. Aurel Umanea era un artist, nu un regizor. Era un artist pentru că putea să facă breșe în viață, adică să meargă acolo în întuneric, de unde se aducă lumina, este o metaforă. Numai un artist și un poet mare poate să facă acest lucru, să aducă lumina din întuneric. Este o problemă de, cum să spun, care ține de artist, care ține de har. Dacă nu are har de la Dumnezeu, e mai bine să facă altceva decât să se chinuie o viață întreagă. Ei, Mane avea har. Ca și Horog, de exemplu. Eu am lucrat și cu Horog. Horog, din câteva linii, ca un pictor mare, ca un desenator mare, dintr-o linie îți dă tot conturul. Pe urmă vine cu umbre și cu lumină. Așa era. Și extraordinar. Da. Avea o putere de sugestie, o putere de înțelegere a vieții, o putere de a-l duce pe actor și cum simțea că actorul nu merge, îl părăsea. Mi-amintesc, vă povestesc o întâmplare de la un spectacol unde eu nu jucam. Juca Bucur Stan și o artistă de la Cluj. Artista mai trăiește, Bucur a plecat din lumea asta. Așa, și îi plăcea foarte mult de Stan pentru că era personajul care vrea el și îi spune, domnule, iei un fular alb și îl dai așa, era o piesă din asta, bulevardieră și tot îi spunea, știi? Și artista zice, Rică, dar lumea asta tot îi spui, zice, dar mie nu spui nimic, tu ești genial. Înțelegi? Deci asta era, asta este artistul, cum să spun, care înțelege ce face, pentru că un artist numai atâta face bine cât înțelege. Ca un om care în momentul când nu mai înțelege, nu mai aude. Poți să-i povestești de Kant cât vrei. Dacă el nu înțelege ce a vrut Kant și ce e acolo, el n-aude, el e surd. Nu poate să facă relații. Este foarte interesant acest lucru. Și eu l-am aflat târziu. Dar am avut noroc că am lucrat cu mari regizori și lângă mari actori. Și am cunoscut mari personalități în lume și așa mai departe, la festivaluri pe unde am umblat. Este foarte important. Uitați, la această oră, teatrele noastre nu mai au stele. Nu mai au artiști care să fie în vogă, să-i cunoască toată țara. Îl cunoaște, de exemplu, țara pe Filimon de la La Bloc. Da. Una e să fii popular și alta e să fii mare. E o foarte mare diferență. Sunt actori populari care nu lasă nimic în istoria culturii și sunt actori mari care lasă operă. Este extraordinar. Deci asta e frumos la Clara, că ea în spectacolele care au, în multe dintre spectacolele în care a lucrat, au devenit operă. Deci au devenit și prin regizor și prin că aici aproape nu primează nimeni. Toți trebuie să fie la fel de buni. Asta este credința și teoria mea că într-un act artistic, toți, și portarul, trebuie să fie extraordinar. Toți, fiecare sector. Un sector, dacă nu e bun, actul ăla va suferi în zona respectivă. Machiajul sau nu știu ce, un lucru mărunt. De asta filmele mari și piesele mari au devenit opere mari, pentru că regizorii mari își caută colaboratori mari. Pentru că știe că este ca și la un guvern.
dacă primul ministru își alege un ministru prost, va fi în defavoarea lui, ca prim-ministru. Așa este și în teatru, așa este și... se lucrează în colectiv și aici toată lumea trebuie să fie foarte bună, toată lumea trebuie să vorbească, să comunice cu ceilalți, ca să poată comunica spectacolul cu oamenii. Pentru că ăsta e rostul teatrului, de a transmite mesaje de frumos și de bine, nu de urât. Că asta a spus Aristotel acum câteva mii de ani. Artiștii trebuie să transmită mesaje de frumos și Platon. Nu de urât, că urâtul vedem așa în jurul nostru. Iar ăștia ai noștri ce au spus? V-am dat teatru, vi-l păziți ca prin un lăcaș de muze, prin el năravuri îndreptați. Deci, ăsta e rostul teatrului, ăsta a fost. Acum teatru, din păcate, vorbeam și cu Clara înainte de a începe întâlnirea noastră. Credința mea e că teatrul românesc e pe un drum înfundat. Și filmul îl urmează îndeaproape. Teatru nu mai este dialog. Teatru nu mai este școală pentru oameni. Teatru trebuie, de la teatru niciodată nu pleci mai deștept, dar poți să pleci mai înțelept. Poți să spui o întrebare, poți să te duci spre casă să te gândești la un lucru. Eu am avut una din cele mai frumoase laude care mi s-a adus mie ca artist, a fost de un tip de la Cluj, care a văzut Iacob, filmul Iacob, care l-a văzut Danielu. Și care a spus așa, a zis, domnule, vreau să vă spun un lucru. Eu eram foarte necăjit, zice că stau foarte departe de centru. Stăteam la mama dracului, zice. Și după ce am văzut filmul Iacob, am mers pe jos acasă. Și mi-am dat seama ce aproape stau. Domnule, este un lucru formidabil. Ca omul să plece de acolo cu un gând. Eu, când eram cu nevastă mea, când se termina un film, îi spuneam, mă, vreau să un lucru să înveți. Când se termină un film sau o piesă și noi suntem spectatori, măcar 5 minute nu zice nimic. Sau hai să facem un legământ, să nu vorbim până acasă. Știi? Astea sunt spectacole. Care în momentul când s-a terminat, nu te ridici de pe scaun imediat. Este ca cum se așa și ăla care cade de la etajul nou, nu se ridică imediat, nu? Ei, așa trebuie să fie și la teatru. Nu te ridici imediat, stai un pic pe scaun. Acum se termină spectacolul, toată lumea s-a ridicat în picioare, aplauze, era interesant, foarte interesant. Interesant nu-i nimic. Trebuie să mergi cu un gând, trebuie să mergi cu... Cum spunea ăsta al nostru ce a trăit la Paris, Eugen Ionescu, nu mă duc la teatru ca să primez răspunsuri la întrebări, ci mă duc să-mi pun alte întrebări. Și cam așa este. Deci Clara a funcționat în această zonă a teatrului. Cu oameni, Ovidiu știe că a lucrat mult în teatru și el a avut, cum să spun, sarcini importante în ce privește muzica spectacolului, care de asemenea este extraordinară ca să găsești o muzică care să se potrivească, care să se lege. Și știe ce înseamnă să lucrezi în colectiv și actorii care sunt aici, care sunt importanți și de-aia au ajuns importanți, știi? Cum era la cu directorul, intră unul la directorul și trebuia să facă o activitate și îi spune el cum vrea să o facă. Și directorul îi spune, bă, nu-i bine așa, așa trebuie făcută. Și ăsta zice, domnul director, ce deștept sunteți. Păi da, mă, de-aia pe ușă scrie numele meu și nu al tău. Și, ei, așa e și aici. Numele ălora care intră în această zonă în care se macerează sufletul omului, alea rămân mai departe. Vedeți că astăzi nu mai apar vedete. Sau dacă apar vedete, apare vineri și luni nu mai știi cine-i. Sau apare vedetă pe negativ, cum a apărut Doana Zevoranu sau nu știu cine. Vedetă pe negativ. Nu mai apar mari vedete. Iar degeaba mâncăm noi castane ăștia democrații, dar artiștii mari s-au format în perioada comunistă. Pentru că atunci teatru și arta
deși era sub oblăduirea prietenului nostru, ca să știe mai bine, că a fost și director de teatru, deși era sub oblăduirea partidului, cum să spun, îți spunea o sarcină. Partidul venea și zicea, domnule, mie să-mi pui o piesă pentru tineret. Sau pentru copii, sau nu știu ce. O istorică. Acum nu mai vine nimeni să spună. Ba, din potrivă, dacă îi spui, zice, da, domnule, îmi tai libertatea de expresie și de gândire. Da, mă, ți-o tai acolo când deja ajungi la prostie. De acolo încolo, eu am spus de multe ori că este o mare greșeală că nu se controlează programele instituțiilor culturale. Nu în sensul de a introduce cenzură, ci de în sensul cum făcea pe vremuri, era un colectiv artistic care judeca un spectacol și își dădeau cu părerea. Și directorul, un repertoriu. Directorul concentra aceste lucruri și spectacolul se modifica acolo unde lumea zicea că n-ar fi bine și era în folosul spectacolului, nu? Vizionarea internă și vizionarea externă. Mai era și vizionare de aia, cum zicea, că zicea ce e un stil de telegraf, zice, un pom de Crăciun după 10 vizionări.